Eu o să vă dau dovada că pare că sunteți. Dumneavoastră nu puteți să-mi dați... Dovada... Noi, domnul Gădea, da. Sunteți un om care stăpâniți concepte. Nu există dovada pentru ceva ce pare. Există dovada pentru ceva ce este. Vreți să vă las jumătate de oră sau cum să faceți? Nu jumătate de oră. Dacă nu... vreți jumătate de oră, îmi faceți un semn și vă pun o întrebare. Nu vorbesc așa rar. Bun. Haideți să încercăm... Așa e obișnuința aici? Domnul Gădea, vindeți ieftin. Nu e normal, jurnalistic și omenește, să vindeți nenorocirile unui om. Cei de la B1, i-am care spus. Pe noastră vă insultau domnul infernal și unde înțeleg că vă simțiți foarte bine. Până la urmă ați ținut să egalați. Și infernul este egal distribuit. M-ați auzit vreodată pe mine spunându-vă la modul ăla? Da. Da? Sigur, dar asta sunteți e altceva. De asta? Dar nu e o problemă, că nu vorbim despre dumneavoastră. Nu dumneavoastră este subiectul. O asemenea mizerie în 25 de ani n-am văzut nici măcar de la Băsescu. Bine. Mie mi se pare că ce li se întâmplă acestor oameni este... Stați puțin, nu vorbesc de dumneavoastră. Mai există și alții pe lume. Dumneavoastră nu trebuie să vă enervați. Nu trebuie să strigați. Eu v-am spus o părere. Dumneavoastră știți una și bună. Jos Băsescu. Și aveți niște contabili... Aveți o problemă cu asta? Ba, am o problemă. Am o problemă pentru că nu putem să prostim lumea. Eu prima dată m-am închinat, pe bune. Am zis că Antonescu a stat la vreo sticlă de ceva cu Băse. I-a dat marinarul niște curaj, amestecat cu rom de la bun. De fapt, cred că și Gâdea s-a blocat când a văzut cât de bine combate Antonescu. Atât de tare l-a lovit președintele liberalilor pe Pastor, că acesta a vrut la un moment dat să fugă din studio. Vreți să mergem ca să mergem la ce a spus? A spus la 100 de minute la Alexandra Stoicescu la Bocora. La 100, la 200, la câte vreți. Hai să mergem, să vedem. Și dacă a făcut așa, o dați afară sau ce facem? Adică să înțelegem. Păi nu pot acum în clipa asta să merg în arhivă sau vreți să mă duc în arhivă? Că eu vreau doar să discutăm, nu vreau să vă duceți nicăieri, vreau să stați aici și să discutăm pe niște lucruri, pe niște fapte. Nu, cocoșelule, stai aici să te fac praf, că tot te-am prins nepregătit. Și așa a fost emisiunea până la final. Gâdea a încercat să-l încurce pe Antonescu, dar președintele liberalilor returna perfect. Era evident că cine va ceda nervos primul va fi trimis la podea și după cum ați văzut, cel care a cedat nervos a fost Gâdea. Penibilul trebuie să aibă limite. În a domnului Iohannis? În 2000 la dumneavoastră. Eu nu pot să stau să mă scuipați dumneavoastră din balconul Palatului Cotroceni că sunt propaganda PSD-istă. Eu am fost la DNA când dumneavoastră erați președintele Senatului și nu mă faceți pe mine propaganda PSD-istă. Cum vă permiteți asta? Uite cine așa. Vă dă dumneavoastră voie să mă faceți pe mine propaganda PSD-istă? Dreptul meu de telespectator, mie mi se pare că dumneavoastră sunteți, în mod evident, mână în mână cu Băsescu și mie mi se pare că Iohannis niciodată în viața lui n-a avut niciun fel de critică la adresa lui Traian Băsescu. Cum vi se pare asta? O prostie, cum se mi se pare, dar e prostia doar. E prostia lui Iohannis. Băi, vă dați seama atât de tare i-a tras-o Antonescu, încât ăsta mic, la un moment dat, nu mai știa să numere. Aveți două obsesii, Ponta și cu mine, și cu Antena 3. Două obsesii care erau trei. Dar fața lui Gâdea ați văzut-o, mă? A? Asta e. Cred că au folosit fetele alea la machiaj 2 kg de fond de ten. Probabil au simțit ele ceva și au vrut să-i blocheze expresiile feței. Păi dacă Gâdea ar fi putut să-și miște mușchii feței, s-ar fi văzut cum plânge, nu? Ei, și ce face un copil atunci când îl bate un nene? Întâi o invocă pe maică sa, logic, nu? Mama mea mi-a dat telefon, mi-a dat mesaj în timpul emisiunii. Pentru că așa, cum am făcut și eu, v-a votat. Și, ca și mine, de altfel, am ținut la dumneavoastră. Și mi-a spus, dar cum, dar de ce vă certați, da? Bă, și dacă nici cu maică-ta nu merge, ce faci? Păi e simplu, nu? Dacă ai unul, îl chem pe fratele tău mai mare să-l bată pe interlocutor. Dă-l în p***a mea de figurist! Și ăsta vine să-i taie capul, frate, păi ori suntem smart doi, ori nu mai suntem. Mi-ar face o mare, mare plăcere să vă tai capul. Seara s-a încheiat apoteotic cu concluzia domnului Gâdea, care a rezumat cum nu se poate mai bine ceea ce s-a petrecut aseară la Antena 3 sub privirile fanilor înfocați ai Pastorului, despre care am aflat din nou după rușinea cu MRU că lăsat singur e doar mic și foarte slab. Stați că nu era decât o crosă. Nu era o crosă în gură, domnul Antonescu. Să punem capăt acestei seri, nu mai suport tristețea domnului Gâdea. Oricum, felicitându-vă pentru prestație, domnule Antonescu, nu pot să nu remarc cât de ipocrit sunteți. Adică acum că s-a rupt USL-ul, mergeți și îi spuneți lui Gâdea toate astea.
Dar timp de 2 ani cât v-ați gudurat pe lângă el prin studioul Antenei 3, v-a plăcut, nu? Păcat. Păcat pentru că ați fi putut să fiți un bun președinte dacă ați fi avut cuvânt și conștiință. Acum, oricât de bun ați fi, de acum înainte, nu mai contează. Pentru că deja ați pierdut, indiferent cât v-ați agitat.